intelectualii pieții universității au trădat. Ei, cu o zi înainte, au fost avertizați că va fi curățată piața de Petre Roman și la Talmie și 13 iunie i-a găsit pe toți. Unii la New York, unii la Paris, unii la Moldova, unii... Nu? Cam așa a fost. Tenean Tănase, care era liderul numărul 1, să zicea atunci, s-a întâmplat chiar în 13 să plece așa. Ana Brandiana, soțul... Deci, nu că noi trebuie să copii și... Două minute. Statul vrea să fie el victimă, că a fost atacată. A fost atacată cine? A fost atacată clădirea Ministerului de Interne. De-aia Maria Munteanu le spune, haideți să-i salvăm pe ai noștri, că sunt arestați la Ministerul de Interne. Ăia de la Interne aveau dreptul să tragă. Dacă intra ei peste ei, da. Ăia puteau să-i împuște. Nu puteau să-i împuște aici, în piața universității. Atunci aveau nevoie să legitimeze violența cu care trebuiau să-i împrăștie pe manifestanți. Asta s-a întâmplat. Și am gândit ei așa, te-a fug la autobus, să îi pună pe copiii ăștia să atace în Ministerul de Interne, că sunt acolo arestați și nu știu ce. Poliția Capitalei și i-a dus de aici din piață, a dus grupuri mari spre Poliția Capitalei și spre Ministerul de Interne. Chipurile că acolo sunt manifestanți arestați și trebuie să le dea drum. Dar cine a condus grupurile? Maria Munteanu a țipat la ei să mergem să-i scăpăm pe... Deși nu arestaseră pe nimeni. Mai mă lasă să vorbesc și eu. Când au venit minerii, piața era aproape goală. Piața era aproape goală, că minerii au venit pe... Era goală de tot, că era goală de minerii. Exact, dar să știți mai bine, acum am spus. Eu am vrut să le explic din punct de vedere juridic. Numai puțin, te rog, din sufletul. Am trimis în judecată pe Chițac pentru morții de la mineriani. Dar ar fi bine să vă dau eu o copie de pe rechizitoriu. Da. Că aveam dosar rezolvat, totuși. Morții din 13-15 ani. E un dosar care a fost trimis în judecată din 2000. A trimis doi generali atunci. Pe Chițar, care era ministru de interne, și un general Safta, se cheamă. Așa, și un colonel. Și deci, ei au fost considerați vinovați pentru crimele... Pentru morți. Pentru morți, da. Pe celălalt dosar cu cei care au fost reținuți și duși pe la Măgurele, pe la Băneasa, ăla n-a fost la mine dosar. A fost la unul Popov de la Curtea de Apel. Care de apel mi l-au dat mie... Acum, târziu, mi l-au dat să... Și acum e la dumneavoastră? Nu, eu am... Nu e la mine. Nu. Dosarul. Pentru că... Am avut un incident cu ei și mi-a fost luat dosarul. Că l-am pus sub urmărire pe Iliescu, dosarul ăsta. Păi da. Așa am înțeles. Este bine să aveți jurnalul acțiunilor de luptă, făcut de cei de la statul major al armatei, în care Iliescu este dictat pe 13 pe ore, cum dădea telefon la armată și cerea. Vreau 100 de soldați, vreau 12 taburi, vreau să acționați în zona cutare, să așa. Deci eu cum a comandat direct depresiunea. A, deci există acest jurnal? Deci există documente. Ăștia de la armată l-au trecut acolo. De câte ori a dat telefon, l-au trecut. Și un jurnal al acțiunilor de luptă. Oficial. Îl are Mărieș, dacă vrea să vizite, că îl iau. Și atunci ăla-i documentul. Proba scrisă, ați înțeles. Că așa vorbesc multe, dar acolo... Eu m-am implicat direct în comanda represiunii din 13-15. Și pe baza acelui jurnal a pus un următor pe la... Și pe momentul ăla mi-a fost la dosarul de cei de la Curtea Constituțională, care au zis că Iliescu-i civil și nu pot să-l cerceteze militare. Eu n-am fost în piața universității. Știu, venim mai interesat... Dar când a fost represiunea atunci, în 13-15 luni, eram la campionatul mondial de fotbal în Italia. Am avut și eu o cunoștință și m-am luat și pe mine atunci. Cum sunt întâlnit în Italia. Acolo am aflat ce se întâmplă în București. Deci nu mă gândeam că o să ajung să anchetez, dar asta a fost.
Nu aveți niște întrebări, prima întrebare ar fi fost, care de fapt, eu aș fi vrut așa două aspecte. Odată, problema cu procesul, adică cum s-a tergiversat procesul, s-a ajuns să nu fie acuzați decât acești generali militari, să nu fie acuzați... Da, eu vă spun ce am făcut eu și atunci... Exact. Deci cred că așa, de aici vreau, că n-am niște întrebări foarte punctuale, ci doar unele care să deschidă, de fapt, toată istoria. Ăsta e dosar care a fost public, deci nu e niciun fel de... Nu sunt secret așa. Uh-huh. Am discutat deschis despre ele. Deci, în anul 2000, eram procuror militar la secția pachetelor militare. Și am făcut cercetări în legătură cu victimele din 13-15 iunie 1990. E vorba de morții și răniții din 13-15 iunie 1990. Era președintele statului atunci, domnul Emil Constantinescu, și chiar a cerut să se urgenteze aceste cercetări. Mi-am asumat această răspundere. Dosar și am trimis în judecată în anul 2000 pe fostul ministru de interne, generalul Mihai Chițar, un alt general Safta și doi ofițeri MAPN care ne-am găsit vinovați de uciderea și rănirea mai multor persoane în perioada de referință, 13-15 iunie 1990. A mai existat însă un dosar mai mare, care privea victimele lipsite de libertate în mod ilegal în 13-15 iunie, e vorba de peste 1000 de persoane care au fost duse la unitățile militare de la Măgurele și Băneasa. Erau două unități militare ale Ministerului de Interne. Și care au avut parte de tratamente neomenoase, atât în timpul în care ei au fost reținuți, cât și pe timpul transportului la cele două unități militare. Adică au fost bătuți, au fost mulți răniți, au fost și tâlhăriți. Avem chiar și câteva cazuri de femei violate la Măgurele. Era un fenomen mai complex, care, dacă stăm să analizăm din punct de vedere juridic, depășea sfera infracțiunilor de drept comun și ne situa undeva în zona infracțiunilor contra umanității, la numărul acesta mare de victime. Și în special pentru că multe din aceste victime au fost luate de acasă, din cartelele Ferentari și Rapova, unde s-au deplasat grupe de mineri conduse de cadre ale Ministerul de Interne și SRI-ul. Și i-au dus cu mașini, cu autobasculante, la unitățile de la Băneasa și Măgurele, unde pur și simplu i-au basculat acolo, ca pe peteși. Așa, după ce i-au bătut. Marea majoritate a celor duși acolo erau romi. După ce s-a stat de vorbă cu fiecare victimă în parte, deci există la dosar, pentru fiecare victimă a făcut un dosar separat, de parte vătămată, în care este declarația de parte vătămată a victimei respective, acte medicale, medico-legale, martori. Și am constatat că
cei duși la Măgurele și la Peneasa nu aveau nicio legătură cu piața Universității. Deci erau oameni luați de pe stradă, oameni care veniseră prin București să rezolve anumite treburi, iar alții luați de acasă, din Ferentar și din Rahova, erau majoritatea romi. Acest lucru m-a făcut să cred că toată această acțiune represivă a fost una de intimidare a populației capitale, de intimidare a populației civile, de instaurare a fricii, a terorii. Și atunci, dacă ne ducem cu interpretarea pe probele acestea, pentru că acțiunea represivă s-a concretizat, într-adevăr, în crearea unei frici, unei atmosfere de teamă pentru populația capitalei care număra și atunci 2 milioane de oameni. Nu? Dar înseamnă că acțiunea asta putem numi o acțiune de terorism, de stat. Pentru că cei care au făcut-o făceau parte din structurile represive ale statului. Erau oameni din administrația statului. Acel stat tânăr, proaspăt, pe care, mă rog, am crezut că e stat de drept după decembrie 1989, a fost capabil să facă încă o vărsare de sânge nevinovat la scurt timp după decembrie 1989. De unde concluzia că cei vinovați de această represiune, cum a fost Chițac și ceilalți, erau de fapt continuatorii represiunii din decembrie 1989 și au venit în zona aceasta a pieței Universității cu gândul de a reprima, nu de a face pace cu acești manifestanți care aveau niște revendicări politice, a fost o mișcare politică în piața Universității. Acolo se cerea, printre altele, aplicarea punctului 8 de la Timișoara. Punctul 8 de la Timișoara însemna o putere fără comuniști, o putere de stat fără comuniști. Era o condiție, dacă vreți, de instaurarea statului de drept, ceea ce s-a cerut atunci la Timișoara. N-a fost să fie așa, nu s-a respectat niciodată ceea ce au cerut timișorenii care au pornit Revoluția în România, care au contestat primii administrația comunistă și practic cei care au ținut degetul pătrăgat și până în 22 decembrie au ținut și în continuare și s-au menținut în felul acesta la putere. Aceea, cred că ceea ce s-a întâmplat în 13-15 iunie 90 are legătură directă cu represiunea comunistă de până în 22 decembrie 89. Sunt aceleași instituții implicate, aceiași oameni implicați. Și există conexitate, dacă vreți, între toate aceste cauze din punct de vedere juridic. A rămas însă un dosar nerezolvat cu privire la victimele din 13-15 iunie. Este vorba de dosarul care cuprinde peste 1050 de victime. Este vorba de cei reținuți la Măgurele și la Băneasa, cum a spus mai înainte, și care au avut parte de tratamente inumane și am mers pe o cadrare juridică din capitolul infracțiunilor contra păcii și umilirii. Vorba de articolul 358 din Codul Penal, în care se face vorbire de cei căzuți sub puterea adversarului și aici iarăși, pe cei căzuți sub puterea adversarului.
numărul ăsta de victime impresionant de mare, dar toate aceste victime erau căzute sub puterea adversarului politic, care a crezut că ei sunt vinovați și ei sunt contestatarii, nu? Administrației comuniste. Și așa, și au fost supuși la tratamente neumeroase, au fost lipsiți de libertate în mod ilegal și astea sunt elementele constitutive ale infracțiunii de care v-am vorbit, 358 în codul penal, infracțiune care privește aceste rele tratamente. Această infracțiune a considerat că trebuie să o rețin celor care au condus reprimarea manifestanților de 13-15 iunie, celor care au coordonat, care au dirijat, care au comandat, dacă vreți, în frunte, în fiind, bineînțeles, Ion Iliescu, președintele de atunci, președinte și nu prea, pentru că oficial alegerile atunci se încheseră. După 15 iunie, s-a întrunit Parlamentul României și în cadrul Parlamentului s-a aprobat nou guvern și nou președinte. Deci ce a fost până atunci a fost un provizorat politic și acel provizorat politic nu era legitimat să împuște oameni, să aresteze, să facă represiune împotriva unui grup numeros de români care neînarmați l-au cerut un anumit sistem politic democrat. Care erau ceilalți, în afară de Ion Iliescu, au mai stat capete de acuzare și pentru alți? Grupul a fost mai mare. În primul rând, erau cu parte din membrii guvernului, plus au fost miniștri de la interne, de la apărare, de la SRI, oameni cu atribuții de stat și care s-au ocupat, s-au implicat personal în organizarea acelei represiuni. Dosarul a fost terminat și în mod destul de ciudat și cei de la judecătorii de la Înalta Curte au interzis continuarea cercetărilor în acest dosar de către militari, pentru că o bună parte din cei vinovați erau civili și au zis că este competența parchetului militar să facă asemenea cercetări. Toate că până atunci am tot trimis la instanță dosare militar și civil pentru crime din decembrie 89 și nu s-a mai ridicat această problemă. Sigur că problema principală în statul de drept este să faci dreptate victimelor. Pentru că în statul de drept victima nu are voie să-și facă dreptate singur. Este obligatoriu pentru un stat care se respectă să trimită în instanță o asemenea cauză. Dar a trimite asemenea dosare în instanță, a face publice crimele comunismului, a fost o, și constituie o chestiune care nu este agreată de mulți din cei care fac parte din puterea, din cei care dețin puterea în prezent. Pentru că ei vin din acele structuri. Și nimeni nu-i convine să se pune pe cetea pe acel stat de care ne-am despățit în 1989 ca fiind stat criminal.
Cu toate că este deopște recunoscut de sociologi, de criminologi, statele de dictatură comunistă sunt state de tip genocidar, de tip criminal. Nu, nu mi-a rămas decât să trimitem în justiție un dosar documentat. Proba că așa este. Și de atunci justiția se chinuie, pur și simplu, nu se judece, mai mult se ascundă acele crime ale comunismului. De aceea nici dosarul lui Ceaușescu nu s-a judecat ca un mod normal, cum se judecă un dosar normal, pentru că a-l judeca pe Ceaușescu însemna să demaște crimele comunismului. Ori cei care au venit la putere în 89, în decembrie, erau oameni din anturajul lui Ceaușescu, erau ei înșiși părtași la multe din atitudinile agresive ale regimului ceaușist. Și atunci s-a ales de către calea cea mai scurtă. Ulterior am aflat și eu că au hotărât să ucidă pe Ceaușescu după proces. A fost vorba de o întâlnire care a avut la Ministerul Apărării Naționale între Ion Iliescu, Petre Roman, Lucan, Cearul Stăculescu, Gelu Puica Păiculescu. N-au discutat cu noi, mine și cu judecătorul, că îl ucide. Deci dumneavoastră nu știați că... Când ați participat la proces, procesul de Ceaușescu, deci, nu știa ce. Nu discuta nimeni lucrul ăsta. Noi nu ne-au spus că mergem să începem procesul împotriva lui Ceaușescu. Și judecătorul Popagică, chiar în momentul în care a spus că nu avem încă un dosar complet, niciun problemă, că o să vină martorul, o să dă termene și o să vină lumea să acuze. Dar important e să începem acest proces, lucru cu care a fost de acord. Și de asta, aceste dosare au fost, dacă vreți, mutilate din punct de vedere juridic. Ele nu sunt întregite pentru că, din punct de vedere probatoriu, pentru că orice probă este, pune-o în dosare, o probă care vine să completeze crimele comunismului. Imagine, dacă vreți, a ceea ce a fost. Deci este o chestiune politică în abordarea acestor dosare. Da, dacă nu se recunoaște oficial, asta este realitatea. După ce dosarul a plecat de la mine, el a ajuns la procurorii civili, unde puteți să vă interesați să vedeți ce a făcut ei acolo în dosare. Pe mine nu m-a mai întrebat nimeni, după ce mi-a fost la dosar. Am înțeles. Dar care crezi că este explicația pentru faptul că sunt atât de mulți romi și populația în zona Rahova aferentari ca victime, când de fapt scopul părea a reprima manifestanții din piața universității? Explicația, am încercat eu să o dau la început, să, de acolo și până la a crea atmosfera de teamă care, de care era nevoie, mă rog, n-a fost decât un pas. Nu își puteau permite să facă același lucru în cartierul Primăverii, unde stăteau domnii care erau la putere. Și atunci s-au repezit cei din Primăverii care aveau puterea, nu? Cu așa, s-au repezit în cartierul săracilor și al oamenilor, care probabil făceau parte din marea majoritate a celor care contestau regimul comunist. Nu? Și s-au dus spre ei. A fost probabil alegerea celor care au studiat fenomenul pieței universității și au observat cam din ce zonă sunt majoritatea. Oricum, faptul că s-au dus și-au luat în acest cartier și-au atacat la întâmplare oameni pe stradă și oameni luat din casă,
persoane care nu aveau nicio legătură cu activitatea politică. Aceasta arată, dacă vreți, cruzimea cu care a fost tratată atunci populația capitalei. Disprețul cu care a fost tratat cetățeanul capitalei. Și de ce să nu spunem că a fost vorba de o inversare a rolului. Adică statul criminal are întotdeauna nevoie de a-și legitima crimă. Și atunci el se transformă el în victimă. El trebuie să aducă argumente că a fost atacat. Că i-au fost atacate instituțiile. S-a dat foc la o clădire, s-a dat foc la o mașină. El trebuie să creeze neapărat momente care să-l victimizeze și să-i legitimeze intervenția criminală împotriva celor care îl contestă. Este una din metodele folosite și la Revoluție, dar și până în Revoluție. Până în Revoluție, toți cei care, într-un fel sau altul, fidau politica lui Ceaușescu, așa, erau toți încadrați la infracțiuni contra securității statului. Dacă ziceai, îți permiteai, îți luai libertatea de a face afirmații critice în adresa conducerii de partid și de stat, erai considerat dușman, erai considerat adversar, erai considerat inamic, erai considerat atacator al statului. Și statul te condamna pentru că exista în codul penal infracțiune de infracțiune contra securității statului. Este vorba de cum de a face dreptate în continuare victimelor. Este o chestiune care nu trebuie lăsată, nu trebuie să ne nu trebuie să ne subordonăm neapărat celor care nu vor să respecte statul de drept. Adică este de datoria noastră să contribuim, să avem curajul de a contribui la instaurarea ordinii de drept, a statului de drept. Și pentru asta problema mea este că trebuie să se acorde respectul cuvenit victimelor. Și justiția este cea care are această obligație, în primul rând. Și cu această speranță trăim în momentul de față. După mineriada din 13-15 iunie, imaginea României n-a mai fost aceea ca în decembrie 89. Adică, până în iunie 90, românii au fost lăudați pentru curajul lor că au schimbat regimul totalitar Ceaușescu, că au avut curajul să înfrunte pe Ceaușescu. Era o mândrie să fii român, oriunde te duceai, orice țară occidentală, era onorabil să pentru cei de acolo să te primească, pentru că veneam dintr-o țară victorioasă. După iunie 90, lucrurile s-au schimbat total. Pentru că românii au fost văzuți cu totul altfel. Puterea de la București a fost catalogată de majoritatea statelor civilizate ca fiind una criminală. Imaginile de la mineriada au făcut în conjurul lumii, în toate televiziunile și eu mă găseam în Italia atunci, eram la campionatul mondial de fotbal și mi-era rușine de ceea ce vedeam la televizor și italienii care ne primiseră foarte frumos și atunci au început să ne compătimească. M-am simțit foarte prost.
nu îmi venea să cred ceea ce vedeam. Și lucrurile acestea au dat înapoi foarte mult, dacă vreți, și România din punct de vedere economic. Nu a mai existat încredere în guvernanții din România pentru investitorii străini. Au fost multe relații stabilite până atunci, din prietenie, din încredere, au fost reținuți apoi, da, mai face afaceri cu noi. Și chestiunea aceasta a dat înapoi România cu zeci de ani și s-a văzut și acum toate țările au ieșit din criza economică, numai noi încă suntem în criză. Am fost zilele trecute la o conferință privind victimele comunismului la Praga. Un oraș civilizat, oamenii liniștiți, parcă nici n-au avut criză. Am discutat cu cei de acolo și îmi spuneau că la ei salariul mediu este de 900 de euro. 900 de euro, iar la noi 300 de euro. Nu i-a amenințat nimeni că-i dă afară, nu au avut restructurări, nu au suferit mai deloc în timpul așa zisei crize. Iată că începem să ne vedem mai bine în greutățile economice atunci când le raportăm la cele politice. Și întrebarea noastră este importantă și din acest punct de vedere, cred eu, pentru că dacă nu avem curajul să analizăm politicile interne ale României și dacă nu avem curajul să le corectăm noi ca cetățeni, noi să fim cetățeni adevărați, să avem curajul să corectăm guvernanții, să luăm atitudine, atunci vom fi icona și europei tot. Mulțumesc.